Aveam 6 ani și 9 luni și mă pregăteam să plec la școală. Adică la oraș. Și bunica mea, ce om luminos și cum s-a gândit ea la toate, toată viața ei s-a gândit la noi și s-a gândit și la asta. Și acum stau să mă gândesc dacă ea a făcut-o spontan sau a premeditat-o și să fi gândit câteva zile înainte, cum îi spun eu copilului, știi, de asta. Și bunica mi-a zis două lucruri. Primul a fost, niciodată nu rămâi într-un spațiu închis sau într-un loc singuratic cu un băiat de care nu poți să-l bați. Știu. Deci să nu fie foarte puternic, da? Asta e ideea. Și niciodată nu rămâi cu doi sau mai mulți băieți, oricât de lipsiți de forță ar fi. Și lucrul cel mai interesant, al doilea, a fost așa. Că băieții și fetele au o atracție reciprocă care poate să devină așa de puternică, mai ales dacă se sărută, încât ei pot să piardă controlul și fetele pot ajunge gravide. Nu acum, a zis, în clasa întâi, dar n-ai de unde să știi printre a patra, a cincea și eu nu vreau să pleci din casa mea fără să știi lucrurile astea. Aveai 6 ani. Și 9 luni. Era probabil august, început de septembrie, în decembrie făceam 7 ani. Fabulos. Băi, am înțeles. Îți poți imagina că am înțeles, deși nu mi-a arătat, nu mi-a desenat, n-a folosit pe nimeni, nici măcar pe mine, drept material didactic, totuși eu am înțeles ce a spus bunica mea, Dumnezeu să-i odihnească sufletul ăla atât de bun și de iubitor și mi-a folosit foarte mult. Și mi-a folosit toată viața sfatul ăsta.